ce fac, mă retrag general din rap. Am adunat destule piese pe care să dați din cap pe iarbă sau căcat prin casă ori prin parc și poate încă 200 ce nu s-au notat. Zivane, ce-am uitat, dacă am mai scris ceva, că ți-am promis că pe noi lumea nu ne va uita. Îți amintești, păreau cândva doar simple povești. Știu că zâmbești de câte ori le asculti, acum le retrăiești și te gândești la cum era. A trecut timpul cam așa, poate că tot ce voi lăsa în urma mai e muzica. Dar știu ceva, pentru noi toți e un cadou neprețuit. Când alții simt că e doar timp irosit, dar la schimb pe nimic, ce să zic. Nu i-am înțeles niciodată cum morții mei să facă în viață ceva care să nu-mi placă. Așa că toți încă o dată joint-ul sus, sticla sus și dragoste pentru femei care iubesc și-am spus. Dar cum ai ajuns până aici? Mai ești încă în viață? Tragi în gașă, frate mei, da. Povestea mea nu e prea lungă, dar nu știu dacă ai vrei să o asculti. Noaptea târziu, străzile încep să cânte și doar câțiva mai reușesc cu adevărat să le asculte. Mie îmi zic multe, că mă știu de când eram mic. M-au învățat și de bine și de rău în tot acest timp. Am să mai vin să te țin, informat să te țin. Bine că poate nu mai știi ce se întâmplă pe aici. Că fraierii de MC pe care ea scrie cu 3 de I o dau prea în diverse când se apucă să scrie prostii. Mi-am luat responsabilitatea să descriu des realitatea. De asta des întâlnesc infracționalitatea. De asta ai mei sunt stresați, au surori și frați și poate cei mai mulți prieteni au crescut fără tați. Banii luați prea puțin pentru prea mulți și rude care se comportă ca și simpli cunoscuți. De la câinii vagabonzi din colți până la hoți. E imposibil să nu simți că parte că te știi cu toți. E imposibil să nu simți. Cel neputincios și cel puternic n-au decât o singură speranță. Fiecare să se bizuie pe el însuși, pe nimeni altul. Cine ar putea să spună cum e mai bine?